Bună seara, sunt Alexandra Ghețea și vă prezint știrile Eforie TV. Contrabandă cu țigări în buricul târgului. Peste 5.000 de pachete de țigarete au fost confiscate dintr-o mașină azi dimineață pe Bulevardul Tomis. În timp ce patrulau polițiștii secției 3 din Constanța, au oprit o mașină care s-a dovedit a fi burdușită cu pachete de țigări. Suspectul a fost reținut pentru fapta de contrabandă cu țigarete. Ceea ce a făcut deliciul arestării a fost faptul că șoferul care transporta marfa de contrabandă nu avea permis de conducere. Așadar, un al doilea dosar de cercetare a fost înaintat pe numele contrabandistului fără permis. În această dimineață, o patrulă de siguranță publică din cadrul secției 3 poliție a depistat în trafic un autoturism pe Bulevardul Tomis. Cu ocazia verificărilor, polițiștii au constatat că în autoturism se aflau 5.400 pachete țigări diverse mărci netimbrate. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Constanța vor continua acțiunile de verificare a autoturismelor în scopul diminuării traficului de marfă de contrabandă. Casa de copii este o a doua casă pentru peste 2.000 de constanțeni. Orfelinatele sunt pline ochi de micuți abandonați de părinți, iar numărul acestora crește de la an la an. Centrele sociale de la malul mării funcționează la capacitate maximă și asta din cauza numărului mare de copii abandonați de părinți în maternități sau pe stradă. De reintegrarea în societate acestor copii bătuți de soartă se ocupă Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Încercăm să oferim servicii celor aflați în nevoi. Pe de o parte îi ajutăm să se reintegreze în familie, în societate, atât copiii și cât și adulții, dar pe de altă parte sunt și multe cazuri care ne intră, solicitări de ajutor pe care trebuie să-l dăm. Reprezentanții direcției și-au asumat rolul de părinți spirituali ai celor rămași pe drumuri. În cadrul instituției a fost creat un centru de zi și de noapte, la care cazurile disperate pot apela oricând. Majoritatea copiilor sau adolescenților care apelează la serviciile centrului au parte de cele mai bune îngrijiri, însă de cele mai multe ori ei aleg să se întoarcă pe străzi unde pot câștiga un ban din cerșetorie. Copiii neajutorați vin în centrul de zi unde au parte de o masă caldă, de un pat și de o baie, iar apoi rămâne la alegerea lor dacă se întorc pe străzi. Și Bogdan este unul dintre tinerii care și-a găsit alinare în centrul de zi din Constanța. Bogdan, de când ești în acest centru de zi? Din 27 ianuarie. Fac aproape 8 luni de zile de când sunt aici. Și din ce cauza ai ajuns în acest centru de zi? Din cauza că am niște probleme cu taică-miu. Este tatăl meu bun, dar am niște probleme cu el și am ajuns pe stradă din cauza lui. Iar aici am găsit un sprijin, un adăpost. Și am decis să rămân aici, că e mult mai bine să încep școala, să îmi fac o școală. Și îți dorești să te întorci acasă, la familia ta? Nu. Aici este mult mai bine decât acasă. Aici am tot sprijinul din lume care pot să mi-l doresc. E mult mai bine. Am taică-miu acasă nu mi oferea nici condiții să mă duc la școală. Mă și brutaliza, mă bătea. Și pe aici am parte de liniște, stau într-un colectiv minunat, educatorii au grijă de noi toți, mi se oferă condiții să mă duc la școală, să pot să stau liniștit, să învăț. În povestea lui se regăsesc aproape toți băieții și fetele părăsiți de familie. Poveștile celor abandonați în centrele de asistență socială cutremură pe oricine le ascultă. Fete și băieți de 5 ani sunt forțați de soartă să-și accepte condiția de a fi singuri pe lume. Pe câțiva dintre orfanii cu povești de viață dramatice, i-am întâlnit în centrul de plasament Micul Rotterdam din Constanța. Familia de la Micul Rotterdam este formată din 70 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani. Deși condițiile în care trăiesc cei mici sunt foarte bune, gândul la familie le șterge orice urmă de zâmbet de pe chip. Ce vrei să te faci? Bucătar. Bucătar. Ți-e dor de familia ta? Da. Vrei să te întorci la ei? Da. Mai ai frați? Nu mai am. Doar o soră. Doar o soră. Vine să te viziteze cineva? Da, vine câteodată tata. Și
ți-e dor de tata și de mama? Da. Vrei să le spui ceva? Da, dacă ne ia acasă. Vrei să te ia acasă? Da. Nu toți copiii din orfelinate sunt uitați complet de familiile lor. Din cauza situației financiare precare, sunt și părinți care aleg să-și încredințeze copiii statului. Însă, majoritatea centrelor de plasament sunt aglomerate de copii care își caută o familie adoptivă. Din păcate, adopțiile sunt îngreunate de birocrația dificilă. Conform ultimelor statistici, în ultimul an, din 51 de proceduri de adopție, doar 29 au fost finalizate. În primul rând, când vorbim despre adopții, ne gândim la un copil care trebuie, poate fi adoptat și la o familie sau un adult care adoptă. În ceea ce privește deschiderea procedurilor pentru copiii care pot fi adoptați, trebuie să spun și despre familiile care adoptă. Acestea, în primul rând, nu pot adopta decât dacă sunt atestate cu privire la capacitatea familiei de a putea adopta. Copiii din orfelinate suferă și din cauza lipsei banilor din sistem. În ultimul an, fondurile acordate de Ministerul Educației pentru copii abandonați au scăzut cu 30%. Mai exact, pentru un copil din orfelinat, statul acordă doar 8 lei pe zi. Această sumă este infimă în comparație cu fondurile acordate adăposturilor de animale sau deținuților din penitenciare. Tone de alimente au fost retrase de pe piață de către inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și în această săptămână. Valoarea produselor aflate la limita termenului de valabilitate se ridică la peste 110.000 de lei. În aceeași perioadă au fost aplicate și 8 sancțiuni. Specialiștii au controlat în numai o săptămână în jur de 200 de locații, printre ele laboratoare, cofetărie, patiserie, unități de producție, depozite de alimente, unități de alimentație publică de comercializare, super și hipermarketuri, unități de panificație sau patiserie, cofetărie, unități de fabricare a produselor de mărărit, de fabricare vin sau de procesare carne. De asemenea, inspectorii au verificat și o reclamație. Ca atare, au fost retrase de la comercializare la solicitarea agenților economici 4 tone și jumătate de carne și produse din carne, 1,5 tone kilograme lapte și produse lactate, peste 3.000 de kilograme pește și produse din pește, ouă și produse de panificație și patiserie. Valoarea totală a produselor retrase se ridică la 117.000 de lei. În același interval au fost aplicate și 8 sancțiuni contravenționale. Numărul șomerilor din Constanța a scăzut. Pe litoral, rata șomajului este mai mică decât în alte orașe din țară. Dacă în Constanța gradul ocupării forței de muncă se îmbunătățește, în țară lucrurile stau altfel. La sfârșitul lunii iulie 2012 au fost înregistrați aproape 11.000 de șomeri, în creștere cu peste 400 de persoane față de iunie 2012 și cu peste 1.000 față de iulie 2011. Din totalul persoanelor fără slujbe, mai mult de jumătate sunt bărbați. Pe lângă numărul de șomeri care scade pe zi ce trece, constanțenii se pot lăuda și cu o creștere a salariului de 5,3%. Câștigul salarial mediu brut de angajat în Constanța a fost în luna iulie 2012 de peste 2.000 de lei, iar câștigul salarial mediu net a fost de peste 1.400 de lei, peste nivelul înregistrat în luna iulie 2011. Numărul salariaților din județ în luna iulie 2012 a fost de peste 170.000 de persoane, mai mare față de luna iunie 2012 și față de aceeași perioadă a anului trecut. Sezonul 2012 a fost unul de excepție, atât pentru hotelieri, cât și pentru furnizorii de servicii. Numărul turiștilor care au hotărât să-și petreacă vacanța la malul mării a fost în acest an cu un sfert mai mare decât cel de anul trecut. Pentru anul viitor, șefii din turism se pregătesc pentru o creștere a vizitatorilor străini. Deși temperaturile noi mai încurajează pe turiști să facă plajă, asta nu înseamnă că nu pot petrece un concediu minunat pe litoral. Drept dovadă, cei care nu au avut posibilități financiare în timpul verii profită de programul Litoralul pentru Toți, care se vinde în continuare foarte bine. Odată cu începerea cursurilor, reprezentanții agențiilor de turism se așteaptă ca vânzările să scadă. Și totuși, important este că am avut un număr mai mare de turiști decât în alți ani în primele două săptămâni ale lunii septembrie, deci ale programului. Dacă vremea va fi în continuare frumoasă, ne așteptăm ca și în weekendurile următoare, totuși, chiar dacă încep școlile, să avem turiști care să-și dorească să revină la mare în luna septembrie. La final de
acest sezon se pare că numărul celor care și-au petrecut concediul la malul mării a crescut cu 25% față de anul trecut. Asta înseamnă că pe litoral au petrecut în această vară peste 1,5 milioane de turiști. Și numărul străinilor cazați în hotelurile noastre a fost mai mare decât în alți ani. Mai mult, pentru vara viitoare li se pregătesc și mai multe facilități ca să ajungă la noi. S-a dublat numărul de chartere de pe Piața Germană, am ajuns la 2 avioane pe săptămână. Am avut o revenire spectaculoasă a turiștilor polonezi și asta ne dă speranțe pentru că la anul se pare că vom avea chiar un avion, un charter de pe Polonia care va ateriza pe Constanța și asta înseamnă o revenire absolut fantastică după foarte mulți ani. Ne amintim cu toții că turiștii polonezi erau un target important cu mulți ani în urmă pe litoral. Și se pare că din 2013 și turiștii de la Tel Aviv vor beneficia de un charter care va ateriza direct pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Noutăți pentru turiștii aflați la tratament în cadrul complexului balnear de Chirghiol. De acum au acces gratuit la băile reci din cadrul sanatoriului. În plus, vremea favorabilă a făcut ca accesul la proceduri să fie prelungit. Fie că au recomandare din partea medicului curant, fie că vor să vină din proprie inițiativă, constanțenii trebuie să știe că accesul la băile reci a fost prelungit. Motivul? Numărul mare de cereri din partea turiștilor, dar și vremea favorabilă. Sezonul turistic s-a încheiat, așadar turiștii mai merg pe malul lacului pentru binecunoscutul nămol? Da, o parte din pacienții noștri care au recomandare sau din proprie inițiativă, chiar dacă temperaturile au mai scăzut, noi am venit în întâmpinarea dorinței lor de a merge totuși în aer liber, am schimbat programul de deschidere a băilor reci, iar ei pot merge să-și facă în continuare funcțiunile cu nămol. Cea mai bună veste este că de acum intrarea este liberă. Cei drept, programul a fost modificat, așa că accesul este permis între orele 11 și 16. Lacul Techirghiul este cunoscut pentru calitățile apei sărate și a nămolului sapropelic, folosit în tratarea diferitelor maladii. Și la cererea pacienților, dar, repet, cu schimbarea programului în mod aferent. Cam până pe ce dată credeți că vor? Cât timp ne va permite vremea? Deci mai poate să fie o zi, două săptămâni. Anul trecut le-am închis pe 3 octombrie, pentru că așa am hotărât noi, nu că pacienții n-ar fi vrut să mai ducă, dar însă temperaturile puneau în pericol starea de sănătate. Concentrația de aproximativ 80 de grame de săruri minerale la litru reprezintă o veritabilă apă terapeutică. În plus, personalul medical specializat asigură tratamentul pacienților internați în cele 3 secții ale complexului balnear de Chirghiol. Tot mai mulți turiști vin să se trateze la sanatoriul balnear. Pe lângă calitățile nămolului, aceștia beneficiază de proceduri și servicii la standarde înalte, dar și o calitate modificată a actului medical. Crăciun Dumitru este pensionar și, deși locuiește în Brașov, obișnuiește să vină an de an la tratamente la Techirghiol. Noi l-am găsit chiar în timp ce făcea o baie de nămol. De cât timp veniți la sanatoriul balnear? La sanatoriul balnear vin de vreo 15 ani. În perioada 65-69 am fost profesor aici. Nu întâmplător. Nu întâmplător. Chiar dacă are 75 de ani, problemele de sănătate l-au ocolit mult timp, poate tocmai datorită tratamentelor pe care le face. Bătrânul vorbăreț de fel spune că de sanatoriul balnear Techirghiol îl leagă multe amintiri și asta încă de pe vremea când era profesor și vizita zona balneară. În cei peste 15 ani de tratamente, omul spune că a simțit din plin beneficiile procedurilor urmate, care au dat rezultate. Proceduri electroterapie, băi de sare, băi de nămol și odihnă. Nu, la pensionar nu mai prea trebuie odihnă, mă rog. Și cred că și psihic contează la tratamentul ăsta. În general, 2 săptămâni după nu te simți prea bine, dar după aceea se ameliorează reumatismul acumulat. Despre efectele miraculoase ale nămolului din lacul Techirghiol nu au auzit doar turiștii români sau personalități din diverse domenii, ci și turiștii din cealaltă parte a lumii. La ce parametri se desfășoară activitatea dumneavoastră? La nivelul sanatoriului balnear și de recuperare de Chirghiol, activitatea se desfășoară la parametri maxim, datorită faptului că adresabilitatea populației vis-a-vis de activitatea desfășurată de personalul nostru se menține constantă.
Probabil că am reușit, și nu probabil, cu siguranță, am reușit să menținem la o cotă ridicată calitatea actului medical. Potrivit reprezentanților sanatoriului balnear Techirghiol, față de anul trecut, în ciuda crizei economice, numărul pacienților care beneficiază de tratament a crescut. Față de anul trecut se remarcă un număr mai mare sau mai mic de pacienți care vin aici? Noi chiar am făcut o statistică de curând și ca și număr, incredibil, vis-a-vis de condițiile economice ale populației, numărul este mai mare. Avem și străini, chiar și la ora actuală, avem pacienți și din Canada, și din Germania, am avut din mai multe țări limitrofe și de peste ocean într-un număr considerabil, ca să nu mai spun că vin de pe tot cuprinsul țării. Urmează faza zilei. Se încheie aici, rămâneți în continuare pe Eforie TV. Urmează emisiunea În Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, scrieți-ne pe adresa de e-mail redacție@eforietv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Eforie TV. O seară frumoasă vă doresc!